Mulțumesc. O amplă operațiune de căutare a fost declanșată în Oceanul Atlantic după ce un submarin a dispărut în timp ce ducea turiști să viziteze epava Titanicului. Mai multe nave și avioane americane și canadiene caută submarinul, la bordul căruia se aflau 5 oameni, printre care și un miliardar britanic. Compania care a organizat totul spune că a pierdut contactul cu submarinul special în urmă cu mai bine de 24 de ore și că principalul obiectiv este acela de a-i localiza și salva pe cei aflați la bord.